După ce au băut mai mult decât ar fi trebuit, s-au luat la bătaie. Un bărbat de 51 de ani din localitatea Strehaia a ajuns la spital după ce ar fi primit lovituri serioase de la un prieten de pahar. Beție terminată cu scandal în Strehaia. Polițiștii locali au intervenit imediat pe data de 24 ianuarie în vederea aplanării conflictului și acordării de îngrijiri medicale specializate, iar în urma legitimării au constatat că este vorba despre un tânăr de 25 de ani din localitatea Corcova și un bărbat de 51 de ani care ar fi împărțit lovituri serioase de pumn și picioare. Polițiștii orașului Strehaia au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 25 de ani în localitatea Corcova, bănuit de săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. Din cercetări a reieșit faptul că la data de 24 ianuarie anul curent, în urma unui conflict spontan pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a rezultat rănirea unui bărbat de 51 de ani care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost un dosar penal sumat pentru săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală, tânărul de 25 de ani fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat instanței de judecată cu propunerea de luarea unei măsuri preventive. Vinovat de cele întâmplate ar fi tânărul de 25 de ani, care este acum investigat pentru activitatea sa infracțională.